Salutare! Sunt Florin Arvunescu și bine ați venit sau bine ați revenit la mine în bucătărie. La niște cartofi noi cu sparanghel, multă verdeață, puțină brânză de oaie, o telemea de aia de la mama ei și mușchiuleț de berbecuț. Sună bine, nu? Așa că toate ingredientele de care veți avea nevoie le veți găsi și în descrierea videoclipului. Chiar aici jos. Astea fiind spuse, eu zic să nu mă arde mai urea aici, să dăm drumul la treabă. Începem cu cartofii, pentru că ăștia vor dura cel mai mult. Nu-i prăjim, îi coacem, ca să avem un preparat mai sănătos. Avem nevoie de o tigaie, am aici una de fontă, potrivită, nici prea mare, nici prea mică. Venim frumos cu cartofii, îi lăsăm întregi, sau dacă vreți să meargă treaba mai repejor, îi puteți tăia pe jumătate. Ia, perfect, gata. Îi stropim cu o leacă de ulei de măsline. Hopa, așa că am uitat să umplu sticla, sper să-mi ajungă, da. Mi-ajunge, mă descurc eu. Gata, suficient, foarte puțin. Piper proaspăt râșnit, bineînțeles, ăsta nu lipsește niciodată. Nu mult și ăsta, puțin. Sau după gust, nu trebuie să vă luați după mine. Suficient și o lecuță de sare. Asta la fel, după gust. Încă o dată, încă puțin. Mai au cu astea trei degete și la revedere. Îi plimbăm așa o lecuță prin tigaie, să împrăștim bine sarea și piperul și să-i ungem cu ulei. Mamă, mamă, ce nebunie de cartofi o să avem aici. Și frumușel în cuptor la 170-180 de grade pentru, cât să zic, 15-20-25 de minute. De fapt, câți mai măricei, cam minim 25 de minute o să dureze toată treaba. Așa, cartofii la cuptor, să condimentăm frumos și mușchiulețul ăsta de berbecuț, să prindă gust până să ia gata. Ia uitați-vă ce bine arată și ăsta, l-am fasonat înainte ca să nu mai stau acu și ca să nu mai pierd timpul. Îl stropim și pe ăsta cu o leacă de ulei de măsline, nu mult, foarte, foarte puțin, gata, suficient. Sare, bineînțeles, are nevoie de sare. Nu multă, puținică, gata, suficient și piper proaspăt râșnit. Păi cum să lipsească ăsta de pe mușchiulețul de berbecuț? Imposibil. Suficient cu piperul, punem râșnița înapoi și mai am aici cimbru proaspăt. Ăsta, cât să zic, 2, 3, 4 crenguțe. Le și scuturăm așa, le rupem și le împrăștiem pe aici. Are timp destul să prindă gust, nu-i problemă. Mai rămâne și câte o crenguță de asta pe mușchiuleț. Masăm puțin, îl plimbăm pe aici prin farfurie, să fie bine acoperit cu sare, piper și ulei de măsline. Bineînțeles și cimbru, să aibă fiecare bucățică parte de cimbru. Ia uitați-vă ce frumos lucește. Mamă, mamă. La revedere. Dăm cu el deoparte deocamdată, lăsăm aici să își vadă de treabă, să prindă gust. Și în momentul acesta vom face un mujdei cu usturoi verde, pătrunjel și anșoa, peștișorul acela mic și sărat. Merge de minune, mai ales cu mușchiulețul de berbecuț, mamă, și cu cartofia de acolo. Wow, nebunie, ia, tăiem frumușel pătrunjelul, scăpăm de codițe, nu le arunc, hop, că dărâm pe aici. Mai am o punguliță de la drop cu codițe de pătrunjel și mărar, le folosesc la un stoc. Și usturoiul o să-l tăiem așa, rondele potrivite, nici prea mari, nici prea micuțe. O să le băgăm, hop, așa, o să le aruncăm mai degrabă într-un blender, să pisăm mai bine. Gata, venim frumușel cu vasul robotului, punem acilișa, punem usturoiul fără să împrăștiem dacă se poate, dar fug rondelele astea de mine de fiecare dată. M-am gătit cu verdețuri, cu multe, multe verdețuri în perioada asta, wow! Ar fi păcat să nu profit. Și bine, la sfârșit, mai am o leacă de leurdă aici. Îi dăm așa un final touch preparatului. Deci gata, am pus și pătrunjelul, usturoiul, venim cu puțină sare. Bineînțeles că și mușdeiul ăsta trebuie să aibă gust acolo. Suficientă sare, o leacă de piper, proaspăt râșnit, nu mult, ca să nu exagerăm cu piperul în preparat. Suficient și ăsta. Ulei de măsline, bine. Înțeles, puteți folosi și ulei normal, dar eu mă înțeleg mai bine cu ăsta de măsline. Ia uitați-vă, perfect. Și filet de anșoa. Nevoie de o furcă.
culiță, câte să pun, vreo 3, 4, 5 fileuri. Ia uitați-vă, le împrăștiem și pe astea pe aici, hai că mai merge unul, că am luat doar 3. Hai, încă unul, da? Am zis 5. Hai că astea-s lipite. Gata, deci ăsta al cincelea. Gata, perfect. Unos. Și alea cât de ulei de la Anșua. Pentru un gust mai puternic. Ce mai avem de făcut? Mai nimic. Adică mai nimic. Băgăm blenderul în priză, să nu ne împiedicăm de el, frumușel, să aibă loc, pam, pam, și să înceapă gălăgia. Gata, suficient, așa că zboară cuțitul, la revedere cu tine, ți-ai făcut treaba, la spălat. Și ia uitați-vă aici, mai degrabă un pesto am obținut, nu un mujdei. Bine, mamă cât de bine miroase. Și când vă gândiți așa, când o să facă cunoștință cu cartofii aia, cu sparanghelul ăsta care o să intre în cuptor peste cartofi, când mai au aia, eu știu, undeva la 4-5 minute maxim, și cu mușculețul ăla, wow. Gata, see you mai târziu, când îs cartofii bine rumeniți, altceva nu prea mai avem de făcut. O rețetă foarte, foarte simplă și cu un gust deosebit. Aici, la nivelul ăsta, e preparatul de astăzi. Așa că, brâbă. Ia uitați-vă ce frumos au rumenit cartofii. Vreo 25 de minute a durat toată treaba. Bine, îs cartofi noi. Vă dați seama că se gătesc mult mai repejor. În momentul acesta a venit și cu sparanghelul. Ia să vedem în cape întreg pe aici. Așa și așa. Mai bine îl tai eu pe jumătate. Frumușel, împrăștiat, stânga-dreapta. O să am nevoie de un clește. Îl băgăm așa o leacă la fund. Să aibă parte de puțin ulei și sare și piper de aici. Bine, opțional puteți să mai adăugați puțină sare. Opțional. Mai are și ăsta nevoie de o leacă de sare. Vă dați seama că toată sarea aia pe care am pus-o au subt-o cartofii. Și puțin piper, nu mult, puțin, gata, suficient. Nici nu cred că mai am așa mult în râșniță. Trebuie să mai pun și piper și ulei. Ia, mai dăm de două ori cu cleștele astea pe aici. Și în cuptor, înapoi, pentru, cât să zic, undeva la 5-6, maxim 7 minute. Între timp, vă dați seama că doar nu am stat degeaba, prăjim, perpelim mușchiulețul ăla de berbecuț. Ia, venim cu o altă tigaie de fontă, grill de data asta, dăm frumos drumul la plită, mai la maxim să fie focul, vrem să-l rumenim bine. Durează puțin să se încingă tigaia, dar să fiu sincer cu voi, eu am încălzit o leacă și pe plita din stânga, să meargă treaba mai repejor. Așa, ia să pregătesc și mușchiulețul de berbecuț. Nu mai zic nimic, tac din gură. Când fumegă, aruncăm mușchiulețul acolo. Liniște, vă rog, ascultați. Mamă. Ce melodie frumoasă. Ia, ăsta invers, hop, așa, că e cam lunguieț, altă tigaie mai mare nu am. Și bucățica asta la altă, gata, perfect. La cât e asta de subțire și la cât e tigaia de încinsă, mai mult de 5 minute nu o să dureze toată treaba. Doar că facem o leacă de fum în bucătărie, n-avem încotro. Ui, cam gata pe o parte, mai mult de 2 minute nu a stat. Ia uitați-mă, mamă, ce frumos e, cât de bine arată așa rumenit cu dungulițele astea așa. Puțină arăsură acolo, gata, încă 2 minute și ceva și pe partea asta și terminarăm. I-am scos fărând pentru că n-au avut toți aceeași dimensiune, aceeași grosime și era păcat să facem unul mai bine făcut, unul mai nefăcut. Așa că ia să vedem ce fac cartofiorii și cu sparanghelul la cuptor. Mamă, mamă, arată foarte, foarte bine. Pam, pam, ia uitați-vă în tigaia asta. Mamă, în momentul acesta dăm o leacă de mujdei cartofilor și sparanghelului. Nu mult, cât să zic, o lingură așa mai babană. Împrăștiem de colo-colo și numai bine că tigaia e destul de încinsă
și să va mai încălzi și ăsta. Hai, mai merge un pic așa, un vârf de lingură. Amestecăm, să avem grijă la tigaie că îi de fontă și mânerul la fel, foarte, foarte încins. Plimbăm așa și mușdeiul de usturoi pe aici printre sparanghel și cartofiori. Mamă, hai să nu îi rup pentru că le stric frumusețea. Gata, perfect. Mai venim cu o leacă de leurdă. Asta opțional, da? Nu trebuie să o puneți neapărat. Avem acolo suficient gust de usturoi, dar mie îmi place foarte mult și îi foarte, foarte sănătoasă. Așa că prefer să o mănânc. Până la urmă am făcut cartof cu usturoi. Ia, o plimbăm și pasta puțin în tigaie. Ce v-am spus? Hop, așa că uitaș, mamă, a mușcat o leacă. Bine că nu am prins-o ca lumea în mână, bine că nu i-am prins coada bine în mână. Împrăștiem frumușel și leurda. Pe aici, uitați-vă ce culori frumoase avem în tigaia asta, mamă. Bine, asta va fi farfuria, nu o să stau acum să montez pe altceva. N-are niciun rost, mai bine o duce așa frumos la masă. Mai rustic așa, cu sparanghelul ăsta frumușel copt. Iuhu! Tăiem și mușculețul de berbecuț în bucăți mai potrivite. Ia, venim frumușel așa cu farfuria lângă. Luăm o bucățică. Ia să-l vedem pe ăsta că e mai măricel. Vaporiu că e gătit perfect. Ia să vedem. Mamă, ho-ho. Rozaliu în mijloc. O nebunie. În 4-5 așa. Ia și ăsta alt. Să vedem cum arată. Perfect gătit și ăsta. Și ia să vedem cum le aranjăm. O bucățică pe aici, una pe aici, frumușel. Ăsta la fel, în partea asta. Ia, priviți, mamă. Cât de bine a început să arate tigaia asta. O nebunie, mai merge un colț aici și codița asta chiar aici. Zici că e caracatiță dacă te uiți mai atent la ea. Și trecem puțin pe măguță, mai am aici un mușculeț ăsta. Las că îi bonus. Și opțional, dar n-ar trebui să facem rabat, brânză de oaie. Tot așa o brânză mai de la mama ei. Împrăștiată și asta, uitați-vă. De colo-colo. Deja și brânza asta schimbă tot aspectul preparatului și nu mai zic de gust. Mai sfârâmăm așa un pic în mână și ia, priviți aici ce culori frumoase avem în tigăița asta. Ne spălăm o leacă pe mâini ca să mai venim cu o leacă de mujdei. Opțional așa pe fiecare bucățică de carne, da? Nu mult. Bine, ăsta nu e chiar așa puternic. Ia uitați-vă un pic aici, un pic pe aici și încă un pic pe aici. Ta-dam, pam, pam, uite că nu vrea să fugă de pe lingură. Hai că mai merge o leacă în partea asta. Să o colorăm mai frumușel. Și avem o tigaie minune, cum e reclama aia. Mamă, ce nebunie, ce parfum vine din tigaia asta. Cartof, sparanghel, usturoi, brânză, mușchiuleț. Ce mai vreți? Mai mult de atât. Ia să trecem la mușchiulețul ăsta care e foarte, foarte micuț. Ia uitați-vă la el ce subțire îi. O să bag și eu, dau iama într-un cartofior aici în tigaie. O leacă de leurdă, ceva verdeață și niscai brânzică. Să vedem, hai că n-are suficient usturoi, dar mai ia eu de pe aici. Gata. Uitați-vă la cartofiorul ăsta. Deci se face piure amestecat așa cu mușdeiul ăsta de usturoi. Frige! E mușculețul ăsta de berbecuț perfect gătit. Băi, oameni buni! Să opresc cu totul ăla. Un preparat atât de simplu, doar cu câteva ingrediente. Mai, rămâi fără cuvinte. Și anșoaul face minuni. A făcut minuni, de fapt. Ia uitați-vă brânzica asta așa, cu leură de cartofior. Și mușculeț, asta e furculița perfectă. Stai aici, nu fugi.
Sper să vă placă și vouă, așa că nu uitați să dați subscribe, share, like, activați clopoțelul acela cu toate notificările pentru a fi la curent cu ce se întâmplă la mine în bucătărie. Mamă, și pe tocătorul ăsta, încă o bucățică de mușchiules pentru că e demențial. Wow! Deci cum arată tigaia asta? Bye bye. I have work to do. Muncă grea, nu? De colișea.